Now, football. English Premier League. Salutare fraților, bine ați venit la un nou episod Fotbal englez History. De data asta, Dumnezeule, Dumnezeule, ce vedeți pe ecran? Arsenal vs Tottenham, Lasagna Gate 2006. Episod de episod, fraților, am tot pomenit despre momentul ăsta în istoria fotbalului englez, dar am vrut să poposim asupra lui pentru că este și un episod de legătură pentru mine ca fan Tottenham. Ăsta a fost sezonul în care i-am urmărit Tottenham forțând top 4 în istoria Premier League. O să trecem și prin revista participărilor în Premier League ale Tottenham, dar ăsta a fost anul în care forțau top 4 și până la final i-am văzut acolo, dar am rămas doar cu această nostalgie, cu faptul, bă, dar cum se poate, bă, la ultima etapă. Ei bine, un moment important și pentru mine și pentru Tottenham Hotspur și pentru Arsenal, bineînțeles, Lasagna Gate 2006, la final de sezon 2005-2006. Suntem Călin Mate și împreună cu Andy Stănescu. Salutare, Andy, bine ai venit la cină, să spunem, nu? Să trăiți, de aici, din saună, vă salut. Asta e printre lucrurile cele mai supărătoare pe lumea asta, e atunci când norii se apropie așa la vreo 500 de metri de sol și fac mișto de tine. Se opresc ca să ne facă un pic de saună, da? Și nu vă dau niciun strop de ploaie, bă. Firați ai dracului, asta, la asta se gândesc norii probabil. Și dacă în același timp se strică și aerul condiționat, te-ai nenorocit. Da, Lasagna Gate e unul dintre marile misteri ale epocii moderne și contemporane și una dintre marile conspirații din ultimele decenii, alături de cine i-a ucis pe frații Kennedy, că au fost 3 la număr. Unul a murit în al doilea război mondial când testau un avion englezesc. Englezeștea. Cine nu a vrut și de ce nu a vrut să facă sex cu Marilyn Monroe sau cine l-a divorțat pe Elvis. Cam în categoria asta intră și Lasagna Gate. E bine, sigur că introducerea trebuie să fie despre sezonul 2005-2006. O să vorbim însă ce însemna Tottenham înainte să ajungem la acest sezon 2005-2006. Este episodul 3 din miniseria noastră de vară 2022 de istorie, al 9-lea episod în colecția, în playlistul nostru de istorie, 6 episoade produse vara trecută și al 3-lea în vara asta 2022. Încă 3, vă mai promitem că vin aici pe canal, așa că ne pregătim să facem spectacol. Ideea este că episodul de azi nu va fi într-adevăr atât de lung, pentru că nu e atât de mult de povestit. Vom trece în revistă sezonul, desfășurarea, să înțelegem de ce Tottenham merita să simte extrem de dezamăgită la final de sezon, pentru cât de bine a mers de-a lungul sezonului. Și vom traversa drama ultimei etape, ce s-a întâmplat în ultima etapă pentru Tottenham când a pierdut locul 4 și Arsenal l-a câștigat chiar la ultimul meci jucat în campionat. Însă este important să înțelegem cum ajunge Tottenham până acolo ca să înțelegem, eu știu, drumul ăsta, cât de greu a fost aventura Premier League, cât de grea era această aventură pentru Tottenham în noua era fotbalului englez. Și pentru asta vom trece în revistă chiar acum desfășurarea sezoanelor 92-93, de unde începe Premier League. Și ceea ce o să vedem este că poziția ocupată de Tottenham este locul 8 în campionat. Să reținem cam pe unde au fost, sigur, Teddy Sheringham, 21 de goluri, golgeterul echipei, da, niște nume interesante pe aici. Și manager Doug Livermore, ceea ce vedem aici. Bun, ideea este că suntem în momentul ăsta în locul 8 și suntem sub domnia lui Alan Sugar, patronul care urma să vândă Tottenham Hotspur în 2001 către Daniel Levy și noul patronaj enic pe care îl avem acum la Tottenham. Dar, pas cu pas, o să înțelegem de ce Tottenham n-a fost un club extraordinar în perioada Premier League. Mai exact, ia uite aici, locul 8 în sezonul 92-93, locul 15 în sezonul 93-94, cu Osvaldo Ardiles, într-un locul 15 bă, la final de campionat, așa, sezonul 94-95, locul 7, Klinsmann, golgheterul echipei, apoi locul 8, sezonul 95-96, Teddy Sheringham din nou golgheter, apoi locul 10, sezonul 96-97, iar Sheringham golgheter, dar 7 goluri. După aia avem 97-98, locul 14, 3 manageri, Jerry Francis, Christian Gross, Chris Hughton, spectacol. Sezonul 98-99, locul 11, mergem mai departe, locul 10, 99-2000, 2001 urmează să înceapă domnia lui Daniel Levy, dar aici este locul 12, ultimul pe care l-a ocupat șefia lui Alan Sugar, și mai apoi vine era lui Daniel Levy. Locul 9 cu Glenn Hoddle pe bancă, apoi locul 10 sezonul 2002-2003, sezonul 2003-2004 locul 14, sezonul 2004-2005 locul 9, Jacques Santini și Martin Jol venit la echipă în sezonul 2004-2005. Andy, ce ai reușit să remarci trecând în revistă aceste locuri când vine vorba de Tottenham? O echipă care mai sus de locul 7, oricât s-a chinuit, tot n-a reușit să ajungă. Păi da, era o echipă de mijlocul clasamentului, dar aș zice că ăsta este un fapt remarcabil, ținând cont de scandalurile din interiorul clubului. De atunci am vorbit noi anul trecut în episodul de History despre epoca Alan Sugar și cu Terry Venables și cu toată tărășenia de atunci. Un club cu probleme interne și cu scandaluri și cu un patron care, Alan Sugar, care mai întâi nu știa cu ce se mănâncă și ulterior n-a știut ce vrea, e cât se poate de mulțumitor, aș zice. Alte cluburi în situația asta cu conflicte interne s-au prăbușit, au și retrogradat. Și cu probleme financiare, adică să nu uităm, Alan Sugar venise sigur din postura unui om care stătea în tribună, având un business, zicând, bă, nu putem să lăsăm clubul ăsta să intre în faliment, trebuie cineva să-l salveze. Și a pus bani el împreună cu Terry Venables pentru a face un pachet dintre ăsta de salvare a clubului. Că după aia 10 ani și-a făcut de cap, nu prea s-a înțeles nici cu Terry Venables. Și avem episodul de istorie, sigur, verificați-l în playlist, lupta inclusiv juridică între Terry Venables și Alan Sugar. Ar fi cazul să înțelegem că cel puțin Alan Sugar a predat un club care avea încă stadionul pe nume și care putea fi preluat de un următor patron care să încerce să facă mai mult. Și ce să vedem că în anii ăștia, în 20 de ani de după venirea lui Daniel Levy și patronilor din spate, miliardarului Lewis, să nu uităm, oamenii ăștia ne-au livrat un nou stadion, ne-au livrat o finală de Champions League, participări în Champions League, dar până în sezonul 2004-2005, Tottenham Hotspur în era Premier League, nu degeaba ne spun inclusiv capitani de echipă Arsenal were levels above us. Adică Arsenal era la mai multe nivele peste noi, nu nivelul următor ceva. Nu mai era o altă clasă. O echipă care se bătea la campionat an de an, ieșea în Europa și participa în grupele cupelor europene, în Champions League. Tottenham nu știa chestii de genul ăsta. Tottenham era un club care ținea de rivalitate, dar de asta a fost important să trecem în revistă aceste locuri, da? Să înțelegeți cât de greu a fost drumul de început în era Premier League pentru Tottenham. Un club deloc, eu știu, spectaculos, în afară de flair, în afară de tupeu și de gura mare. Ăștia erau. Eram aia cu gura mare, că noi suntem rivalii lui Arsenal din nordul Londrei, dar cam acolo se oprea. Când te uitai la poziții, trofee, clasament, vai de mama noastră. Optimiștii ar spune, de fapt nu optimiștii, ar zice mai degrabă realiștii, că gloria se construiește cu răbdare. E mult mai bine așa, să faci pași mici și foarte, foarte bine calculați, decât să te grăbești, să te arunci, să cheltuiești foarte mulți bani cumpărând vedete, cum au făcut alții care nu reușesc să atingă gloria prin alte campionate. Uitați-vă la cei de la PSG câți bani au cheltuit și tot nu reușesc să prindă Champions League. Titlurile în campionat nu sunt o problemă când ai cei mai buni jucători din lume, iar celelalte echipe sunt cu bugetul la 10% din bugetul tău. Așa că Tottenham pare să fie totuși pe drumul cel bun. Dacă a supraviețuit acelei perioade cu probleme financiare, cu scandal între acționari și directori, între acționari, directori și manageri, și ulterior și-a construit, eu zic, cel mai mișto stadion, la ora actuală este de departe cel mai mișto stadion din Anglia și unul dintre cele mai mari și mai moderne stadioane din lume. Stadionul Tottenham Hotspur, ați văzut, poate găzdui și alte sporturi de echipă, nu doar fotbal, fără niciun fel de probleme. Fost gândit chiar pentru fotbalul american, da. Exact, chiar sporturi americanești. E o mică mare diferență de organizare acolo și de cum folosești spațiile. Da. Deci, eu zic că sunt motive de mulțumire pentru fanii Spurs. Acum trebuie să înțelegem, de asta am trecut în revistă pozițiile, ca să vedem cât de mediocru era acest club Tottenham Hotspur în era Premier League. Erau, cum v-am spus, cu gura mare, gălăgioși, dar în niciun caz oameni care să fi livrat mari rezultate. De aia, în momentul în care începe campania din sezonul 2005-2006 și după primele 10 meciuri jucate, Martin Jol este pe o poziție de Champions League, este pe locul 3 cu Tottenham, în primele 10 etape având 5 victorii, 4 egaluri și o înfrângere. Acest start de sezon este văzut ca unul spectaculos. Sigur, uitați-vă la vârf, unde vorbim despre hegemonia Jose Mourinho. Ăsta era sezonul în care pur și simplu a resetat fotbalul englez. A mers ca prin brânză Chelsea în acel sezon, în primele 10 etape având 9 victorii și un egal, nicio înfrângere. Gol averaj 24-4. Da, i-a surprins pe toți atunci Mourinho. A venit așa, aproape de nicăieri, deși omul, să nu uităm, avea deja Champions League, deja făcuse o treabă excepțională cu FC Porto, dar nu se aștepta nimeni la șocul. Și nu se aștepta nimeni la șocul Chelsea. Câți ori fi luat în serios venirea lui Abramovich și ulterior venirea lui Mourinho? A fost într-adevăr un șoc. Așa că Arsenal era în zonă, că avea și o restanță, bineînțeles. Putea să fie tot acolo în zona top 4, dar Tottenham începuse foarte bine. Față de chinuiala sezoanelor obișnuite, era un început foarte bun. Așa că ne vom duce mai departe, după primele 10 etape, se merge la mijloc de sezon, etapa 19, exact mijlocul sezonului în Premier League, să vă arătăm și cum stătea situația acolo. La momentul în care suntem în etapa 19, sigur, sunt câteva echipe cu restanțe, dar Tottenham Hotspur este în continuare în top 4 la mijlocul sezonului. Are doar 3 înfrângeri, 9 victorii și 7 egaluri, gol averajul 27/11, unul extrem de strâns, nu foarte spectaculos, dar Tottenham este acolo și încurcă, în vreme ce Arsenal este la o distanță de un meci restant și 2 puncte în spatele lui Spurs. Asta, spun, traseul ăsta în care vedeam că, bă, aici se abonaseră 4 echipe după venirea banilor lui Abramovich. Top 4 era deja acontat oarecum de Chelsea, United, Liverpool și Arsenal. Știai că astea 4 echipe formează top 4, The Big Four, în Premier League. Ele au fost extinse ulterior la Big Six, în momentul în care au venit și banii arabilor la City și Tottenham a început să forțeze acum în anii recenți ierarhiile. Dar în vremea aia era doar Big Four, atât, 4 echipe erau mari, astea 4. Și după ce vedem pe ecran, cele 3 confirmau, erau acolo în față, în vreme ce a 4-a putea să țină pasul, că dacă își câștiga restanța Arsenal, era în continuare exact în top 4 deasupra lui Tottenham. Bă, ce vremuri, că mi-am adus aminte cu Mourinho atunci. Știți cu ce se ocupă Mourinho mai nou, nu? După ce a câștigat, adevărul este că a câștigat tot ce putea câștiga în calitate de antrenor de echipă, de club, mai nou a intrat în politică și dorește să fie fondatorul unei uniuni panafricane după modelul Uniunii Europene. E în turneu prin Africa, prin toate țările. Nu că l-ar interesa politica, dar asta l-ar face, evident, stăpân absolut pe tot ce înseamnă, da, resurse umane la capitolul fotbal din Africa. Deci el vrea să fie președintele fotbaliștilor africani, de fapt. Militează acum ca FIFA să interzică fotbaliștilor africani să joace pentru alte țări, respectiv țările europene. Se pune bine cu aia. Excepțional. Excepțional. Sperăm să aflăm că Jose Mourinho este în continuare într-o țară de unde trebuia să se întoarcă de 5 zile. Dar nici familia, nimeni nu mai poate da de el. Ok, apropo, puțin mai tare poți să-ți ajustezi volumul și la tine la microfon. S-a rezolvat. atât să lucrăm pe picior de egalitate de ambele părți. Așadar, mijloc de sezon, Tottenham Hotspur în top 4. Și asta era momentul în care eu am urmărit cu atenție acest sezon, pentru că mi se părea, bă, oare chiar se poate cineva să încurce ierarhia asta de top 4 tradițională în Anglia? De asta urmăream cu atâta intensitate. Cred că a fost sezonul care mi-a captat cel mai mult atenția în Premier League în acei ani, chiar urmărind etapă de etapă și căutând să vedem, bă, chiar reușește Tottenham Hotspur să rămână acolo în zona aia? Așa că să ne uităm în etapa 30. Suntem așadar înainte de ultimele 8 etape ale sezonului, să vedem cum se prezenta ierarhia exact când mai aveam 8 etape în acest sezon. Sigur, unele echipe jucaseră în avans, Liverpool avea 31 de meciuri, dar Tottenham era în continuare pe locul 4 și acum, fără meci restant, Arsenal era la 2 puncte în spatele lui Spurs. 8 etape rămase de jucat, Tottenham reușea să se mențină acolo, având 6 înfrângeri, în vreme ce Arsenal avea 10 înfrângeri în acest sezon. Este ceva greu de imaginat. Arsenal, care, să nu uităm, era la doar câțiva ani distanță de acel sezon Invincibles, când n-au pierdut niciun meci în sezon. În acest sezon, 10 înfrângeri. Se scutura destul de greu, eu știu, statura lui Arsène Wenger la Arsenal, mai ales pentru că era noul stadion acolo la Emirates Stadium, care era vorba că se plătește din participările în Champions League, unde practic considerau ca o abonament. Se duc din top 4 în fiecare an și pot plăti din încasările biletelor din Champions League ratele pentru stadion la bancă. Era un impact extrem de mare pentru Arsenal să rateze un sezon de Champions League. Și cu 8 etape înainte de final, deja pierduseră 10 meciuri și erau pe locul 5, la 2 puncte în spate și în pericol de a nu prinde top 4. Păi, de asta spuneam că fanii Spurs ar trebui să fie mai relaxați, pentru că e o creștere mai sănătoasă a clubului față de ce s-a întâmplat la Arsenal. Adică mai întâi au făcut stadionul și ulterior s-au apucat să construiască o echipă, cazul lui Daniel Levy, pe când la Arsenal a fost invers. Mai întâi l-au dus pe Wenger, au construit o super echipă, după aceea s-au apucat să-și facă stadionul și ce să vezi, au pierdut echipa. Să vândă echipa. Da, să vândă echipa. Ca să facă stadionul, da. Deci mai întâi infrastructura, fraților, așa e cu minte. Mai, ce să zici, că depinde de momentele fiecărui club. Tottenham Hotspur a avut totuși o echipă care s-a dus până într-o finală de Champions League din întâmplare, o mai spunem încă o dată, dar totuși și la Tottenham s-a simțit faptul că se făcea un stadion nou și acolo a fost o perioadă de sacrificiu. Vorbim de momentele în care n-a cumpărat niciun jucător pentru Pochettino clubul, am bătut pasul pe loc, s-a sacrificat și acolo. Când faci un stadion, arunci multe cadavre dintre astea metaforice, da, ale fotbaliștilor sau ale managerilor. Zidești, cum zidea meșterul Manole Poana, acolo trimiți niște fotbaliști, imaginea unor fotbaliști și a unor manageri face parte din construcția stadionului. Eu totdeauna am spus că legenda meșterului Manole are un iz sicilian așa. Că atunci când se construiesc stadioanele se îngroapă multe. Mai cade unul de pe schelă. Câți datori nici nu ar fi căzut de pe schele când s-au construit marile stadioane. Hai să ne uităm ce se întâmplă în etapa 35. În acel moment chiar Tottenham avea 36 de meciuri jucate deja. Arsenal este în continuare pe locul 5 cu un meci restant, dar dacă își câștiga restanța era la un punct în spatele lui Tottenham. Încă nu era bine și mai avea de jucat doar 3 meciuri Arsenal. Iată ce făcuse din etapa 30 până în 35 Arsenal. O victorie cu 5-0 pe 1 aprilie. Pierduse cu Man United 0-2 în deplasare, un egal la Portsmouth, apoi victorie cu West Brom și un egal cu Tottenham 1-1. Ăsta ar fi fost meciul pe care trebuiau să-l câștige ca să se pună la zi cu ceea ce se întâmpla în clasament. Și nu reușeau să câștige, făcând 1-1 pe 22 aprilie. După acest egal, Tottenham reușea, mai având doar 2 meciuri de jucat, să se păstreze la siguranță, trebuind să pășească odată greșit până la final în cele 2 etape ca să aibă șansa Arsenal să rămână în top 4 în continuare lângă celelalte 3 mari echipe ale campionatului. Chelsea defila, bineînțeles, îi vedeți aici deja la distanță bună față de Manchester United. Deci doar 2 etape rămase de jucat pentru Tottenham și 3 pentru Arsenal și situația arăta că Arsenal nu numai că trebuia să câștige tot, dar să mai spere că Tottenham se și împiedică undeva. Da, aduc aminte, da, sezoanele alea, ne uitam cu toții înjurând la Jose Mourinho. Într-adevăr, părea să patroneze campionatul și cam toată lumea se speriase că ar putea instaura ăsta o hegemonie. Tot se întreba cât va sta ăsta în Premier League, dacă o să stea precum Wenger sau Ferguson și nu mai câștigă decât el. Era un pic panică așa printre manageri și printre marile cluburi, pentru că ascensiunea a fost într-adevăr fulminantă. Dacă, acum, apropo de asta, vreau să vă zic, de hegemonie și de alte cele, să vă dăm o veste. Noul șef al arbitrilor în Anglia va fi Howard Webb. Și exact, aici m-aș cam opri. Exact ceea ce lipsea. Trebuie să spunem foarte clar, omul potrivit la momentul potrivit, pe harnașamentul potrivit, așa am putea spune, da? Deci un om potrivit să facă bungee jumping, dintre ăsta frumos, să-l arunci de la înălțime. Howard Webb pare exact omul care să testeze parașutele alea de aruncare. Zice, dom'le, oare într-adevăr nu atinge pământul? Și se duce Webb și într-adevăr exact cu degetuțele lui, așa cum atinge suprafața, aha, și știe cum trebuie să se arunce înapoi, făcând și o reverență ceva de genul, v-am prins, fraierilor, v-ați crezut, na? Că nu știți ce, că nu știu ce fac. Foarte bună alegere, foarte bună alegere, trebuie să o încurajăm. Să spunem mereu un moment, da, pe care fanii Liverpool cred că o așteptau foarte mult, o astfel de alegere. Sir Alex Ferguson a fost văzut undeva mângâind un motan așa pe frunte, nu înțelegem de ce, dar cu un gest diabolic așa și cu o căutătură ușor diabolică în ochi, mângâind malefic așa capul unui motan. V-am prins, vrăjitoarelor, nu? Sir Alex Ferguson are toate motivele să fie mândru, pentru că se spune că ar fi copilul din Florea lui Sir Alex, Howard Webb. I-am pomenit numele pentru că în epoca despre care vorbim, tocmai se lansa Howard Webb în arbitraj, fie ei numele lăudat, că nu ne-a fost de folos la Man United. Păi, la ce vedem pe ecran, încă era nevoie să se lanseze puțin mai repede, că în sezonul ăsta nu mai avea cum să prindă trenul Manchester United, era deja Chelsea campioană, dar ultima etapă, fraților, ce vedem este 37, când Arsenal joacă restanțele, își câștigă cele două restanțe, bineînțeles. Tottenham câștigă și ea pentru a-și păstra avansul de un punct, bate pe Bolton Wanderers, în vreme ce Arsenal a bătut la Sunderland și a bătut și la Manchester City cu 3-1. Și în condițiile astea, lupta era pentru ultima etapă. În ultima etapă a sezonului, Tottenham urma să joace la West Ham și trebuia să scoată un rezultat cel puțin egal cu Arsenal. Pentru că dacă ne uităm la golaveraj, vedem foarte clar, golaverajul avantaja pe Arsenal. Deci orice rezultat superior al lui Arsenal față de Tottenham în ultima etapă însemna rocadă de locuri. Trebuia măcar ce face Arsenal să egaleze și Tottenham. Pentru că altfel în toate scenariile Tottenham urma să piardă locul 4. Da, iar ne-am apropiat de un moment dintr-ăla decisiv. Se întâmplă destul de des în Premier League. Cam în toate episoadele noastre de istorie am atins câte un moment dintre ăsta, numai că acesta este cu totul și cu totul deosebit. Nu se aseamănă cu celelalte. Și o să vedem de ce. Păi ceea ce se întâmplă este că ajungem la titlul acestui episod și ce vedeți în imagine? Iată-l. Lasagna Gate înseamnă un episod care a marcat noaptea dintre mergem să jucăm la West Ham și am ajuns să jucăm cu West Ham. Tottenham Hotspur, sigur, avea acest mare test de a reuși în ultima etapă să-și păstreze locul 4, să creeze istorie, o echipă care nu terminase în top 4, nu terminase în top 5, nici în top 6 în era Premier League. Acum era pe top 4 și era la un moment în care ar fi mers totuși în calificări de Champions League. Să nu uităm că locul 4 la momentul ăla încă juca și calificări pentru grupele Champions League, dar era un loc de Champions League, adică un loc care aducea bani, expunere. Tottenham Hotspur urma să semneze în sezonul imediat de după, urma să semneze unul din cele mai mari contracte de sponsorizare pe tricou. Și adevărul este că după această ultimă etapă și ce a pățit Tottenham, eu am devenit fan Tottenham urmărindu-i de-a lungul sezonului și nevenind să cred că ceea ce văd este real, că poate să pățească așa ceva o echipă, ca în noaptea dinaintea meciului să vină un virus dintr-ăsta suspect pe acolo, o toxinfecție alimentară, o ceva, o să deslușim ce au vorbit legendele și ce au stabilit probele legate de această noapte. Dar în orice caz, spre dimineață, vorba celebrului pasaj, pe la ora 2-2 și ceva, în vreme ce eram cu nevastă mea în pat, ei bine, ăștia erau de fapt la hotel, pregătiți pentru a doua zi să joace meciul cu West Ham, însă la momentul ăla încep să sune telefoanele pe la medicul echipei. În toiul nopții, după ce au luat masa ăștia, pe toiul nopții încep să sune medicul echipei. Unul după altul, de câte ori răspundea medicul, deja le spunea, mai sunt și alții, mai sunt și alții, nu ești singurul, toate astea. Bă, toți erau pe budă. Pe budă erau, tată. Toți, înțelegeți? Ori cu capul, ori cu dosul, dar toți erau pe budă. Unii care nu mai aveau cum să ajungă la budă erau în chiuvetă. Vrem să credem că, într-adevăr, cu capul au ajuns în chiuvetă, dar nu putem garanta pentru nimic. Pentru că asta era atmosfera din momentul ăla. Până la 10 jucători era vorba că erau praf în timpul nopții. Și pe dimineață trebuiau să joace, pe timpul zilei meciul cu West Ham. Tottenham a încercat, la momentul ăla, să obțină amânarea meciului. Pentru că o lovitură dintre asta atât de mare în lotul echipei, nu vedeau nici ei cum poate să-i trimită în teren pe oamenii ăștia. N-au putut să obțină amânarea pentru că în ultima etapă toate meciurile trebuie să joace la aceeași oră. Nu puteai să îi lași pe unii să joace mai târziu și atunci au trebuit să joace meciul așa cum puteți, cu cine mai aveți, cu ei jucați. În momentul ăla, sigur, s-a făcut un fel de tentativă de să trimitem jucători, dar sigur că legenda deja umbla, domnule, trebuie să fie lucrătura lui Arsenal aici, trebuie să fie ceva lucrătură, bă, ne ducem, mâncăm și pe timpul nopții ne rupe pe toți o astfel de stare. Și de aici vine povestea de lasagna Gate, pentru că se discutase că au servit mai mulți dintre ei și lasagna la acea masă, dar sigur noi vom separa legenda de realitate, de ceea ce probele au arătat, lăsând totuși puțin loc de speculație, că așa e frumos, să lăsăm puțin și loc imaginației să transpire. Dar cred că imaginea este bine aleasă, pentru că dacă n-a fost cu nicio legătură Arsenal la acest episod, cel puțin trebuie să stea mândru cu o porție de mâncare în brațe Arsène Wenger, mulțumind cerului că după o masă a putut să primească o pleașcă de genul ăsta. Se curețe, domnule, jumate de echipă cu aia cu care căutai să te bați pentru locul 4 în ultima etapă. Atenție că când vorbim despre speculații nu ne referim la sensul de a face speculă, frații Becali, ci la totuși cu totul altceva. Eu nu vreau să fac speculații, dar documentându-mă am găsit un lucru foarte interesant despre Arsène Wenger. Este, printre altele, mare amator de istorie și de seriale de televiziune și asta m-a dus cu gândul la un serial produs în acea perioadă despre casa Borgia. Familia Borgia, centrat pe viața lui Rodrigo Borgia. Acum, pentru cei care nu sunt pasionați de istorie, casa Borgia a fost una dintre cele mai mari case de otrăvitoare din perioada renașterii. A dat și un papă, mă rog, a dat multe personalități. Este o familie foarte influentă în istoria Europei. Este oarecum popular cunoscută ca prima familie criminală a istoriei. Adică prima familie a crimei organizate din istorie. Asta trebuia să fie. Exact. Metoda preferată pentru a se debarasa de competitorii enervanți erau sosurile. Se foloseau foarte multe sosuri de multe tipuri, puse în mâncare și de asta mi s-a părut foarte interesant că Arsène Wenger, fiind pasionat de istorie și de seriale TV, n-avea cum să nu știe despre familia Borgia, oricum. Ce european n-a auzit de familia Borgia? E, poate de aici s-o fi inspirat. Nu speculăm, e doar așa, o precizare. Și iată ce se întâmplă în meciul lui Tottenham cu cei de la West Ham. Este 2-1 victorie pentru West Ham în acest ultim meci. Este vorba de un gol marcat în minutul 10, Carl Fletcher pentru West Ham. Jermaine Defoe reușește să egaleze în minutul 35, dar în minutul 80 Yossi Benayoun dă lovitura 2-1. În momentul ăla Arsenal câștiga cu 4-2 meciul lor cu Wigan, ceea ce însemna automat că Arsenal trece pe locul 4 și Tottenham pică pe locul 5 în ultima etapă a sezonului. Ball in ground în Londra, fostul stadion al lui West Ham înainte de trecerea pe stadionul olimpic, 35.000 de oameni au asistat pe 7 mai 2006 la acest episod. Dacă ne uităm la primul 11, aici dintre ăștia, cine auzisem că era lovit în aripă de toată povestea era Lee Young-Pyo, ăsta într-adevăr fusese lovit. Michael Dawson, am să vă arătăm ceva special, să ne spună Michael Dawson cam ce simțea în ziua aia. Michael Carrick, despre care se spune că era cel mai lovit de ce se întâmplase în seara aia. Dar ceva de genul că la un moment dat antrenorul Martin Jol încerca să-l schimbe pe Edgar Davids, care n-avea nimic, nicio problemă, dar juca îngrozitor de prost. Ca să înțelegeți. Deci pur și simplu nu era afectat de ceea ce se întâmplase noaptea dinainte, dar juca îngrozitor de prost acest meci Edgar Davids. Și în momentul ăla când face semn să iasă Davids, Michael Carrick se ia și fuge efectiv de capul lui așa singur, spune: bagă-l bă în locul meu, nu înțelegi că eu nu mai pot? Direct pe toaletă, fraților, la vestiar. Michael Carrick este primul care a cerut să fie scos, nemai reușind să reziste în teren. Temu Tainio, la fel, și el absolut devastat. Aaron Lennon, lovit și el. Callum Davenport, am niște declarații ale lui Davenport extraordinare, el a fost introdus în minutul 87. Davenport este dintre cei care au fost solicitați la finalul meciului să dea și mostre de urină, scaun, au dat ăștia la final. O să vedeți ce se întâmplă, aia e o poveste extraordinară cu Davenport, care n-a înțeles exact ce îi se cere când i s-a cerut mostră. O să... Trebuie să vă povestesc cum a reacționat Davenport. Iar mai apoi, povestea este bineînțeles că în minutul 80 totul este gata, din momentul ăla nu mai poți să câștigi, că poate până acolo mai credeai că dai un gol sau ceva, și vedeți și voi că în minutul 87 se mai face o schimbare, totul e gata, efectiv s-a terminat. Tottenham Hotspur pierde locul 4 în ultima etapă și cu asta s-a terminat povestea lor. Curățați de virus, cei de la Tottenham nu reușesc să reziste, Arsenal bate pe Wigan, trece pe locul 4, Tottenham pierde la West Ham și pică pe locul 5. Aici sunt trei chestiuni de remarcat. În primul rând, slavă Domnului că suntem în secolul 21, pentru că, v-am spus, pe vremea familiei Borgia, consecințele ar fi fost mult mai grave, adică n-ar mai fi existat nicio echipă Tottenham Hotspur a doua zi. În al doilea rând, cei care au suferit demonstrează foarte clar faptul că nu sunt consumatori de alcool. Adică mi-e greu să cred că unul ca Wayne Rooney ar fi putut fi afectat vreodată de vreo toxinfecție alimentară. Nu s-a întâmplat. Și în al treilea rând, totuși, partea bună a lucrurilor este că nu se găsea Lukaku, zis și Lulacu printre ei, printre cei de la Spurs atunci, că a fost un episod cu el la Manchester United când a avut o problemă de tipul ăsta și gurile rele spun că nu s-a mai putut intra în vestiar. După pauză au trebuit să treacă vreo 12 ore până când s-a putut utiliza din nou vestiarul. Deci Michael Carrick cel mai lovit, după cum v-am spus, îl vedeți aici într-o imagine în care probabil încerca să-și controleze reacțiile la final de partidă. Aici îl vedem și pe Robbie Keane, un alt om din echipa lui Tottenham Hotspur. De asemenea, mai putem să-l vedem și pe Martin Jol, cel care a înțeles la final de meci, cam până aici a ținut visul, am fost aproape de top 4 și n-a fost să iasă, domnul olandez Martin Jol. Ar fi trebuit... Poate, dar cine s-ar fi gândit la asta, dar ar fi trebuit, când ai de-a face cu pasionați de istorie pe post de adversari ca Arsène Wenger, să angajezi și un degustător la otrăvuri, la club, și atunci poate nu s-ar fi întâmplat. Sigur, oamenii Tottenham au fost extrem de jigniți și de reacția celor de la West Ham, care în vestiar au pornit fiesta pentru faptul că au reușit să interzică visul Champions League rivalilor din Londra la Tottenham Hotspur. Deci au făcut sărbătoare în vestiar, ăștia erau nebuniți, de-abia stăteau în picioare a lui Tottenham și auzeau sărbătoarea celor de la West Ham, care ironiza pentru faptul că au reușit să oprească în drumul spre Champions League. Dar mult mai important este, hai să vedem câteva declarații, câțiva oameni care au trăit acea zi. Important, sau știu, hai să vedem, relevant mai degrabă este ceea ce ne spune Jermaine Jenas, cel care nu participase la acest meci, fiind accidentat, la fel era accidentat Ledley King pentru acest meci și n-au făcut parte din oamenii care au participat în meci. Deci pe lângă accidentări mai vine și o lovitură de genul ăsta, Tottenham într-adevăr o avea grea. Dar hai să vedem povestea acestui Lasagna Gate, spusă pas cu pas de Jermaine Jenas, cam ce s-a întâmplat de cu seară până la momentul meciului cu West Ham. I woke up to just pure chaos. People ringing my phone telling me like, is it going to go ahead? Is it not going to go ahead? And then just looking at the lads in absolute turmoil. This was the biggest game of them all. You know, it was the game to get us into the Champions League. The night prior to the game, we would all go down to the area where we eat, and there'd be usual stuff there, your pasta, rice, you know, obviously in this case, lasagna. The lads were having a laugh, were smiling, everyone's in a good mood. Then I think that night, after dinner, things just started to take a turn for the worst. And I spoke to a lot of the lads the next day. Michael Carrick was one of the worst by a mile. Michael Dawson wasn't feeling great. I think Jermaine Defoe was touch and go as well. I mean, you go through most of the team on that day. They were in a bad place. You know, a lot just to do due down to just pure fatigue as well. You know, the element of just being physically sick all night. You know, coming out of both ends, it wasn't pretty at all, don't get me wrong. This was like middle of the season. Something could have been done. But the thing is, on the last game of the season, for fairness, all the games are played at the same time. And I think that was the hurdle that the club had run into, that we had to somehow field a team to go out there and play. So, yeah, it was get on the coach time, we got to play. And, you know, it was one in and out of the toilet all the way to Upton Park at the time. And just looking in people's faces, and it was just, you know, you just lose all the colour in your skin. Just that was what everybody looked like. People were asleep on the side window. It was not a pretty journey, because I think we all knew at that time that we were going to struggle. Yeah, they get that second goal, and it was the minute the goal goes in, really, we had nothing left. We were done. I was in the dressing room with a group of players that had a fantastic season, and had been done by this food poisoning on the last game. And all I can hear across the hallway is singing and dancing and celebrating that West Ham had stopped us getting into the Champions League. And that stuck with us for a while, that feeling. You mix that in with, you know, the cubicles full and people being sick on rotation. It's probably the worst dressing room moment I've ever been involved in. It's hard to think it wasn't intentional, first and foremost. The timing of it was just too specific to the moment. So it's hard to think that it wasn't intentional. So all of those conspiracy theories that are out there, you know, all you've got on the end of it is, you know, a picture of a chef with an Arsenal badge on his top going, unlucky lads. It was a big joke to everybody else. And to us, it was our season's work, so it wasn't a joke, it wasn't a laughing kind of experience. The club did what they could in terms of finding out the truth, but to this day, you know, nobody actually knows, but I think we all know it was a little bit too specific. Andy, comentarii? Da, acum știu la ce s-ar putea gândi unii dintre prietenii noștri, dar nu, să știți că Vladimir Putin nu este interesat de fotbal și oricum disputa pe care o avea Tottenham Hotspur în acel sezon nu era cu Chelsea. Era cu Arsenal. Aici s-a speculat foarte mult pe seama lui Wenger și pasiunii lui pentru istorie. Mai mult noi am speculat, adică eu, recunoaștem, pentru că se spune că bucătarul care ar fi preparat lasagna, așa se spune, da, o legendă urbană, da, ar fi fan Arsenal. Dacă la asta adăugăm și ceea ce v-am spus noi cu ceva vreme în urmă, că Arsenal este un club foarte popular în rândul serviciilor, cu alte cuvinte, dacă personajul James Bond ar exista în realitate, ar fi fan Arsenal. A existat ceva care l-a inspirat pe autorul poveștii James Bond, dar nu chiar așa cum nu chiar personajul pe care îl vedem în filme. De aici toată legenda asta cu Arsène Wenger pe post de bucătar, de asta i-am pomenit atât de des numele. Dar înțelegeți ce se întâmplă legat de acest episod, cam care era atmosfera, cam cum stăteau oamenii ăia, și cred că este mai important, ăsta a fost un montaj în care Jermaine Jenas sigur ne povestea în mare povestea, da? Istoria acelei zile. Dar mult mai clar ne explică un om care a fost pe teren în ziua aia și care a avut de suferit în noaptea aia și a trebuit să intre în teren în ziua meciului. Așa că e important să-l ascultăm pe Michael Dawson, care la radio a avut timp să explice mult mai clar, pas cu pas, cum s-a desfășurat întreg filmul evenimentelor. Yeah, we were in fourth at the time going into the final day, and it was going to Upton Park. Great confidence, we had a great season. It was my first real full season. And are you saying that you're responsible for that? For what? Yeah, pushing Arsenal right to the end. Yeah, helping them. Yeah, but then from that day, it was incredible. We trained on the Saturday morning. We went home. We relaxed, and then we met up. In hindsight, thinking, why couldn't we just go on Sunday morning to the game? And went to the hotel, had evening meal, went back to your rooms, and I was thinking, got to about 10 o'clock. I'm thinking, I don't feel too great. I need you to go into a bit more depth in terms of what exactly you eat. Well, I always love lasagna. I actually really enjoyed going away. The food was fantastic. You got a nice sleep. But this night, are you saying there's something wrong at your own home in terms of the food and the sleep? Definitely not. The wife does an unbelievable spaghetti bolognese. Just put it out there. Yeah, just get it, and I'm getting out there. No lasagna though. No lasagna at home. It was spaghetti bolognese and garlic bread on a Friday night when I was at home. Da, să explicăm. Omul care vorbește în sus în imagine este Darren Bent, fost atacant la Tottenham Hotspur și fost transfer record la un moment dat la Tottenham Hotspur, Darren Bent, luat pe 20 de milioane. Michael Dawson ne povestește despre ziua aia și ne spune că, fiind o deplasare, te duceai împreună cu restul echipei să te cazezi, de acolo urma să te duci la meci împreună cu echipa, iar seara era obiceiul de a lua masa împreună cu colegii și acolo, că îi plăcea că acolo într-adevăr putea să servești ce ți se pregătea în deplasări, era mișto să ți se servească mâncare, tu acasă mâncai ce ți pregătea nevasta, că de-aia și întreabă Darren Bent, dar era ceva neregul la tine acasă, îți plăcea să mănânci în deplasări sau ce, să înțelegem că nevasta nu gătea bine sau ce, nu bă, lasă că acasă aveam spaghete boloneze, eu acolo mâncam, nu era lasagna acasă, mâncam aici, în deplasări, acolo ni se servea și o să vă povestesc mai departe și că asta e protocolul după acest episod, ce se întâmplă la Tottenham și ce se întâmplă și în prezent, care este protocolul pentru mâncarea în deplasare. Dar în momentul ăsta noi discutăm despre o echipă care s-a dus, s-a cazat, a luat masa de seară și, cum spune Michael Dawson, nu este chiar pe la ora 2:20 ceva în timp ce eram cu nevastă mea în pat, dar spune el pe la ora 22 locală încep să se strice lucrurile. Domnule, parcă nu este ceea ce ne-am fi așteptat să se întâmple. Dar vedem mai departe. Tonight was big before game. Yeah, that's idle preparation, is it? It certainly was. Hydrator, energy, ready to go. But this night, Saturday night, we were in a hotel. Lasagna, no problem, eat it. Back to my room, and I thought, oh, don't feel $1 million. So I phoned the wife, 10 o'clock. Said, right, I'm going to sleep. Good night's kip. Final day of preparation. We've got this. Go Upton Park, 3 points, finish fourth, first time. You're telling her all this on the phone. So you said, I think you've said that you said to your wife on the phone. No, I've told her I'm going to sleep. Oh, okay. So then the next day, we got to 12 o'clock at night. And I thought, oh, wake up, physically sick, thinking, oh no, final day. You think, I'm not going to be able to play. You know, when you're real, you're drained. Got to 2 o'clock, sick again. I'm thinking, oh, I definitely can't play. I need to phone a physio. Are you rooming with anyone? No. Deci, aici vorbim despre faptul că omul la 10 nu se simte grozav, își sună nevasta, îi spune, bă, mă pun la somn, că mâine e meciul ăsta cel mai mare, mă pun la somn, mâine e momentul să câștigăm, să ne facem treaba. La momentul ora 0, miezul nopții, într-adevăr, el se trezește, auleo, e nasol. Bă, de la ora 0 până la ora 2, omul se chinuie și nu-și revine. Bă, mi-e rău. Eu nu cred că o să pot să joc mâine. Dacă am starea asta, mâine n-am cum să joc. El de la miezul nopții până la ora 2 stă și se chinuie acolo, da? Ca să înțelegem filmul evenimentelor. On rooms. So I phoned the physio and I phoned the doctor and said, I've been ill. So I said, I'll come down and see you. So they come down. As they're there, I'm being sick again. I'm thinking, I'm not going to be the only one. I believe this is food poisoning or something's not quite right. Deci, singuri în cameră, cum stăteau cu toții, nu erau cu colegi de cameră la momentul ăla, singuri în cameră, nu se simțea bine, sună medicul echipei, ăla vine și, bă, cred că nu singur, da? Asta pare să fie toxinfecție alimentară, pare că e de la ceea ce am mâncat. Bănesc că nu singur, nu? Și, da, nu știu cum jucăm mâine, dacă așa, eu nu știu cum joc acum în starea pe care o am. Da? Asta era povestea pe care o avea cu medicul echipei care venise să-l consulte ce se întâmpla în miezul nopții. Next morning. must have been 9 or 10. I'm thinking, I can't play. You know, you're drained. You think it was a hot day, your energy. And I phoned him and he said, no, you're not the only one. There's 5 or 6 of us. So I was like, well, what's going on? No. Then the police come to the hotel. Game's going to be put back an hour. Well, an hour doesn't. I need a day or 2 or 3 days to recover. You know, when you're drained and you're going in. Deci, la momentul ăla de dimineață, poliția era la hotel. Asta e un detaliu pe care trebuie să vi-l dăm. Poliția era alertată de faptul că putea să existe un pericol sanitar, ceva ce nu era în regulă la hotel. A fost alertată de anturajul echipei Tottenham de faptul că sunt mai mulți oameni care au pățit ceva în noaptea respectivă legat de sănătatea lor. A intervenit atât poliția, care a preluat moste de la fața locului, dar este și a intervenit și ministerul ăștia de pe lângă, nu știu, agențiile astea ale Ministerului Sănătății care vin și verifică, cum ar fi la noi cine DSP-ul sau cine verifică dacă... Sau Sanepidul, așa, care verifică dacă într-adevăr ți-a servit ceva ce nu trebuia să fie servit. Astea erau acțiunile care se făceau la momentul ăla, pentru că în momentul ăla se încerca să se afle dacă este ceva de pericol public, dacă s-a întâmplat ceva care ar putea să afecteze publicul, fiind vorba de mai multe persoane care au o reacție adversă după ce luaseră masa în seara precedentă. Deci de asta era motivul pentru care și poliția era acolo, pentru a se semnala faptul că se întâmplă ceva în neregulă cu sănătatea mai multor persoane. Aici deja e irelevant dacă era vorba de un fotbalist sau un cetățean pur și simplu. Mai mulți oameni aveau o problemă medicală, era normal să se prezinte autoritățile să vadă ce anume s-a întâmplat, de ce sunt mai mulți oameni care au o problemă. You're playing going into a massive game. What were the police there for? Where did they come? I think they were checking for basically food poisoning. This was for Champions League. We know the financial game for finishing 4th to 5th. First time we're going to be in the Champions League. And anyway, we played the game and we lost 2-1 to West Ham, and I think Michael Carrick came off very early, Timo Chineo, myself, Jermaine. It was the hardest day. One, in hindsight, if you're ever going into management, play someone who's not had food poisoning or not eaten something and the one who's fit, because I'd had a fantastic season, my first full season in the Premier League, and this day was just a nightmare. All I could think about was getting home and going to bed and relaxing, and unfortunately we lost and Arsenal then won and finished 4th and we finished 5th, so it was a massive disappointment just in the way it happened. We didn't feel as though it had been done on a fair playing field. Did Martin Jol try and get it postponed? Yeah, I mean, look, final day the Premier League came and all this was trying to get postponed because I can't really play. Yeah. But you know, it's like you try and play your best players, and it had been a good season. We played probably to the levels and match where we were going to be challenging for the top 4. It was incredible, but yeah, it certainly finished in a bad way. Hurt. Oh, when did the story break? Cause I'm trying to think. It broke immediately, wasn't it? Immediately, because police were then thinking, right, is this game going to go ahead? And you're just thinking, wow, it was a real challenge to get yourself up. Anybody who's we've all been ill and you've got no energy and then you've got to go and play a game. You two have played. When you play it, any elite sport, you're taking your body to the max. Yeah, you're taking it as far as you can go and pushing boundaries that you don't in any other way, and unfortunately that day we couldn't do that, and we lost 2-1. How long did it take you to recover after that? I went home. I remember lying on the... Exact, adică una este ai jucat așa cum ai jucat, ceea ce ne spune și el, bă, dacă e vreun antrenor care ascultă, nu trimite în teren un jucător care a avut o astfel de problemă medicală. Dacă are o toxinfecție alimentară, nu îl trimite în teren, pentru că el ne spune, ce știu eu, că simte un fotbalist care intră așa pe teren, groaznic, un coșmar. Te duci acasă, tot ce te gândești este să te poți întinde și se pare că l-ai prins pe Dumnezeu de picior în momentul în care poți să te întinzi pe o canapea acasă și ai scăpat de coșmarul ăla, de a mai sta în picioare sau mai și alerga în momentul respectiv, când îți vine să-ți pui mâinile în cap, să-ți mulci părul. Da, băi, situația asta, cu toți am pățit-o. Nu cred că există cineva care să nu fi pățit asta. Toxinfecție alimentară, nici nu prea poți sta în picioare, chiar dacă vrei. Da. Nu poți, ești slăbit și cel mai bun lucru pe care îl poți face este să iei niște pilule și să dormi. Cum îl întreabă, cum îți revii? După cât timp și-a revenit el după ce a ajuns acasă? So for that night and I was just like, this is the best feeling in the world, just to be lying on the sofa. It was probably the next day I woke up and realised that what had happened. You've worked all season, the opportunity to put, if we just said before the season started, you're going to go into the final day, you're in 4th position if you win or match Arsenal score, you're there, you'd have signed. Not in the circumstances we were at that moment in time. It would have been a massive. 4 more years after that, Spurs didn't qualify as well. 4 more years there, yeah. There you go. Took yeah, 4 years so after. 4 years to do that achievement. It shows how hard it is. Exact. Vorbește aici de faptul că, într-adevăr, ai avut un sezon extraordinar. Lui le-a dat o zi întreagă să-și dea seama că s-a și întâmplat asta, că au pierdut un loc 4 pentru care au muncit un sezon întreg. Și ceea ce foarte corect este prezentat, încă 4 ani a mai așteptat Tottenham să poată să intre în top 4 în fotbalul englez. Au mai trebuit să treacă încă 4 sezoane. Au ajuns acolo cei drept în grupele Champions League, dar după încă 4 sezoane, după cât de mult înseamnă asta în impact financiar, în bătutul pasului pe loc față de avansul pe care l-ai fi avut dacă puteai să te abonezi la niște bani mai mulți din competițiile europene. Multe lucruri încep să devieze în momentul în care poți să traversezi un astfel de episod. Să stai 4 ani după ce ai fost atât de aproape și o seară te-a deraiat cu totul. Mă gândeam acum. Avem și noi un avantaj în fața englezilor. Vedeți că românii suferă de intoxicații cu alcool, de obicei. Acolo suferă fotbalistul român foarte mult și cu alte, ce mai aminte, cazul Mutu, dar nu se întâmplă niciodată să sufere de toxinfecție alimentară. Fotbalistul român, și eu știu de ce, pentru că într-o noapte când plecam de la radio, fără să vreau, am întâlnit la o celebră șaurmerie din București cu toată echipa lui Gigi Becali. Pe la 00:30 noaptea, haleau șaormă cu de toate, cu cartofi prăjiți, cu maioneză, absolut cu de toate. Deci, iată, fotbalistul român nu suferă de așa ceva. Da. După cum englezii nu suferă din cauza alcoolului. Hai să vedem finalul acestei declarații, acestei relatări. And Tim would obviously, I think he'd probably gone in that time, I'm not too sure he might have been there, but it's, yeah, it was devastating, you know, it really was. I've got a question. So when you play, when yeah, I don't know why I've said it like that. Like, I've got a question. You play against West Ham after that. Did you ever stay in the same hotel, regardless, or did you never stay there again? Or, I don't think we did stay there. Never ever again. No, I don't think so. No. You wouldn't, would you? Why would you stay there? Whether it was proven it wasn't lasagna, and I think there was a lot of tests that said no. Nah, it's a real coincidence that the 5 or 6, maybe 7, gone down with this illness overnight, where we trained in the morning, we'd only gone. Who knows? We'll never know the full extent, will we? Așadar, no. Am aflat. Echipa n-a mai stat niciodată la acel hotel. De câte ori am mai jucat cu West Ham după acest episod, n-au mai stat la acel hotel, dar o să vă trecem și prin filmul real al probelor luate după acest meci, pentru că e important să trecem și de la legendă sau de la bănuieli, de la speculații, să trecem și înspre ceea ce s-a întâmplat în mod real. Mai exact, vorbim despre jucători care peste noaptea, să trecem în revistă câteva nume. Edgar Davids era dintre cei care nu erau atât de suferinți, dar fusese și el, anunța și el niște simptome ușoare, însă Teemu Tainio, Robbie Keane, Michael Dawson, Michael Carrick, Aaron Lennon, Radek Cerny, Callum Davenport, Lee Barnard, Tom Huddlestone și Lee Young-Pyo, toți erau sub aspectul acestei, aceste afecțiuni date peste noapte. Așadar, vreo 10 jucători din echipă anunțaseră doctorul clubului că au avut o noapte groaznică și că sunt sub formă violentă loviți de afecțiunea pe care o aveau pe timpul nopții. Așa că n-au avut ce să facă. Davenport, vă spuneam că am o poveste extraordinară cu Davenport. El a reușit să dea un interviu să vorbească despre asta și spunea, bă, foarte rău, m-am trezit pe la 5 dimineața și mă gândeam, bă, eu niciodată nu mă ridic din pat să mă duc la toaletă sau ceva, ce Dumnezeu se întâmplă aici? M-am pus pe toaletă și mi-am pus capul în chiuvetă și, bă, eram cu fundul pe toaletă, cu capul în chiuvetă și ar fi bine să mă opresc aici. Și ați înțeles, nu era o imagine foarte drăguță. Nu puteam să mă ridic de pe toaletă, spune el, și mi-am sunat doctorul echipei și am explicat ce simt. Și mi s-a spus, bă, nu ești singurul. Am alți oameni la telefon în același timp și îți dau ceva să te simți un pic mai bine și după aia ne vedem jos la micul dejun, să vedem ce Dumnezeu facem cu voi toți. Așa că povestea asta este într-adevăr ceva ce au simțit jucătorii în echipa aia și în acel moment, că vă spunem că era vorba de preluare de probe, da? Tottenham a cerut ca jucătorii să dea mostre de urină și de scaun. Davenport, asta despre care vă povesteam, nu prea a știut foarte clar ce înseamnă mostra de scaun. Adică el n-a înțeles că urmează să... A rupt o bucată dintr-un scaun și da, a dus-o. Nu, mă, a avut ceva ambalaj de la Takeaway Chinese, ceva de genul ăsta de mâncare chinezească. Acolo a trântit el mostra și a venit, bă, a venit unul la noi, la fiecare, a venit unul cu un Mercedes negru, un tip la costum, nu știu, extrem de elegant, venise el pentru mostrele astea. Păi eu i-am dat chestia aia în ambalajul de mâncare chinezească, i-am zis, nu știu ce ai adus aici, ce să iei, dar asta o să iei, îți recomand să o pui în portbagaj că se va simți. Bă, am râs cu toții când a plecat ăla, am văzut că ne dăm seama că a pus o mașină și cu ce să umblă el prin oraș după mașina aia luxoasă cu care umbla. Eu i-am dat mostra mea în ambalajul de mâncare chinezească. Ia uite, bă, ia de aici și vezi mostre ce se întâmplă. Ideea este că, dacă tot vorbim de probe, da? Era vorba de, uite, dacă e să citesc și organizația care a venit să gestioneze situația, Health Protection Agency. Ăștia au fost cei care au venit și au preluat cazul. Au găsit complet negative mostrele pe care le-au preluat legat de toxinfecție alimentară. Deci nimic legat de o trăvire a mâncării, a ceva plantat. Deci nu au găsit absolut nimic legat de toxinfecție alimentară. Însă, cel care au dat declarații, cel care au fost consultant în bolile astea care sunt ușor transmisibile, i-au adăugat că singura mostră pozitivă din această investigație a fost una singură, da? De la o persoană afectată care a arătat norovirus, o formă de gastroenterită virală. Acum, ei considerau că foarte probabil era mai degrabă un virus extrem de contagios care, din cauza că fotbaliștii erau atât de aproape unul de altul, s-a răspândit extrem de rapid în rândul jucătorilor. Andy, cred că putem concluziona că de fapt China a fost arătată extrem de nedrept cu degetul și în realitate probabil prima formă COVID a fost în 2006, în noaptea aia la hotelul lui Tottenham, când, domnule, atât de rapid s-a răspândit virusul și a curățat pe ăștia. Da, numai că gripele, nici măcar astea foarte periculoase, nu se manifestă așa. Astea sunt niște simptome care apar ulterior, sunt secundare. Eu n-aș avea încredere în rezultatele testelor. În primul fel, în care au prelevat probele, agenția respectivă arată că erau niște amatori sau că n-au luat treaba în serios. Pentru că ăsta i-a prezentat rahatul, pardon de expresie, într-o cutie. Nu așa se procedează. Fie doctorul echipei, fie cei care prelevează probele, îți dau niște recipiente, dau fiecărui om care trebuie să dea probe recipiente speciale, care sunt foarte ieftine și se găsesc la orice farmacie. Deci așa procedează un profesionist. Medicul probabil s-a gândit că or să facă asta cei de la agenție, dar iată că n-au făcut-o. În schimb, au venit cu o mașină luxoasă. Aia sună extrem de neserios. Deci de asta n-aș avea încredere în rezultate. Dacă 10 jucători prezintă simptomele astea, nu cred că poate fi vorba de nu știu ce virus, asta e clar toxinfecție alimentară și din ce m-am documentat și am mai citit pe tema asta, una dintre explicații ar putea fi chiar salmonella. Acum, adevărul este că, din punct de vedere oficial, hotelul a fost adjudecat de orice fel de vină. Nu a fost considerată toxinfecție alimentară, nimic cu care hotelul să fie vinovat pentru acest episod și totul a fost pus pe baza unui virus care s-ar fi transmis extrem de ușor de la un jucător la celălalt. Hai să vă povestesc puțin ce face astăzi, care este protocolul astăzi pentru Tottenham și practic este ceva ce a fost pus în vigoare odată cu astfel de momente, da? Tottenham are 2 șefi bucătari care însoțesc echipa în deplasări. Acești șefi bucătari se ocupă de ceea ce înseamnă hotărârea felurilor de mâncare pentru jucători în hotelul în care urmează să fie cazați. Ei, bineînțeles, apelează la stafful hotelului pentru pregătirea mâncării, dar supervizează întreg procesul de gătire a mâncării. Adică șefii ăștia doi, bucătari, stau în bucătăria hotelului și supervizează procesul de gătire a mâncării pentru fotbaliști în toate deplasările lui Tottenham Hotspur. Sunt vreo 50 de oameni care trebuie hrăniți totuși de personalul hotelului. Nu o să pună doi șefi să gătească singur pentru 50 de persoane. Acolo este personalul hotelului care este supervizat de către șefii bucătari angajați de Tottenham Hotspur. Ei merg la final de săptămână, au pregătite toate ingredientele, toată mâncarea pe care doresc să o aibă pregătită pentru fotbaliști când ajung la hotel. De asemenea, ei sunt atenți la ce consumă fotbaliștii pentru ziua meciului, inclusiv în zona de bucătărie ceea ce li se pregătește și inclusiv pe autobuz, pe autocar, în momentul în care ei își încheie meciul și ce ar trebui să mănânce după meci. Acesta este îndatorirea șefilor bucătari pentru a se asigura împreună cu nutriționiștii, cu astea, că au în sac ce le trebuie fotbaliștilor pentru înainte de meci și după meci. Așa că pentru fiecare meci din deplasare, cam ăsta este protocolul. Jucătorilor le place rutina asta și se pare că n-au niciun fel de problemă și sunt perfect de acord să facă asta pentru a nu-și asuma niciun fel de risc, știind că în momentul ăla toată lumea este îngrijită de către șeful lor bucătar. V-am spus, s-a încercat în momentul ăla, în 2006, să se apeleze și pe căi juridice, s-a încercat să găsească ceva, dar câtă vreme rezultatele investigațiilor au arătat că tot ce a fost găsit a fost acel caz de norovirus, sau cum îi spunea, da? Deci, da, norovirus, o formă de gastroenterită virală, cam asta a fost. Aici cauzele pot fi fie mâncarea, fie băutura. Da, nu degeaba se spune Lasagna Gate, pentru că s-a constatat că punctul comun în toată chestiunea asta a fost lasagna, din care s-au înfruptat aproape toți cei care s-au îmbolnăvit. De aici a pornit toată tărășenia. Dacă e să lăsăm loc de speculație, Andy, am putea spune că, domnule, dacă au făcut ceva, au știut cu ce să facă să nu-i prindă. Că nu degeaba se spune în fotbal, asta e și nu-i ceva ce s-a spus acum, ceva ce s-a spus când se formau întrecerile moderne de fotbal, da? În momentul ăla s-a spus, domnule, în fotbal nu există un om care încalcă regulile, există numai oameni care au fost prinși pentru că au încărcat regulile. Înțelegeți? Da. Un fel de hoțul de prins e negustor cinstit. Oricum, protocolele ar putea fi și mai drastice. Ce mă aminte, e valabil și în ziua de azi, dar mai cu seamă în perioada războiului rece. Echipe sau loturi sportive din vest, când se deplasau în est și viceversa, își luau cu ei toți bucătarii, inclusiv ucenicii, toate ingredientele, fructe, legume, că trebuie să le gătești mâncare proaspătă sportivilor, nu le dai conserve, carnea, absolut tot. Mulți procedează și în zilele noastre așa. Sunt cluburi care nu se mulțumesc doar să superviseze prin bucătarii lor bucătăria respectivă, acolo unde se cazează. Pur și simplu ocupă bucătăria și gătesc ei și îi dau pe toți ceilalți afară. Se poate și așa. Și acum să vedem declarația managerului Martin Jol. Domnule, s-a întâmplat povestea asta, s-a terminat meciul, ați pierdut locul 4. Martin Jol trebuie să vorbească cu presa la finalul meciului. Să-l ascultăm. Martin, you've just led Tottenham to their highest ever Premiership finish, but is there a sense of anti-climax at the prize that got away? Yeah, I think so. It was a very difficult week for us, and it was a very difficult Saturday night as well, yesterday and the morning, and today was difficult again, you know, play against West Ham and losing this game, and you know, it was a final match of the season, and you know, being fourth in the league would be marvellous, but it wasn't to be, and we were very disappointed. What happened with the illness that ravaged your team this morning? There was probably 10 players out with food poisoning, feeling sick, very sick. A bit sick, and they woke us up 5 o'clock in the morning, so we had to look after the players. The medical staff was working for hours, you know, to get them fit, but it's always difficult if you got no fluid, no food into your stomach. So we asked to postpone the match for 24 hours, and that wasn't possible. So we could appreciate that, and then we asked for 3 or 4 hours. It wasn't possible. Dar aici e de menționat că s-au cerut amânarea cu o zi a meciului. Sigur, ce ne spunea Dawson, nu-mi dați o oră, 3 ore sau ceva. Mie îmi trebuie câteva zile să-mi revin probabil din starea asta. Nu, nici mâine nu mă puteți trimite în teren cu starea pe care o am. Ideea este că dacă e să pomenim de West Ham și de reacțiile lor de după meci, să menționăm faptul că West Ham își dăduse acordul pentru o amânare. Deci nu au fost împotriva ideii de a se amâna meciul. Dar... Premier League a considerat că nu se poate amâna în spiritul corectitudinii competiției, nu puteai să nu joci un meci la aceeași oră cu celelalte meciuri și să disturbi ultima etapă a sezonului. Așa că, totuși, să facem această mențiune, West Ham n-a fost împotriva ideii de a se amâna meciul pentru ceea ce pățise Tottenham, dar Premier League nu și-a dat acordul pentru a se amâna meciul. So then we made a decision with the squad, the technical staff, the medical staff and the squad to play and to do the warming up first, and then we came back in the dressing room and then we said, you know, we have to go for it. What effects did you see on the players as a result of that during the game? No, I think we didn't look at our best, to say the least. You know, we didn't play well first half, but there were other reasons as well. I think we didn't wanted to build up. I think yeah, we looked a bit tired as well. We couldn't be aggressive. They were playing, you know, as if they played the FA Cup final. So all credits to them. But it was very, all in all, was very disappointing because we couldn't give it 100%. Did it also affect your hand in terms of the substitutions? Because at one stage you seemed to be wanting to take Edgar Davids off, and then change your mind to take Michael Carrick off. Was that down to the illness? To be honest, my whole bench was ill. So all the players like Michael Carrick, Dawson, Edgar Davids, Robbie Keane. Normally they wouldn't have played, but my bench was ill as well. So we took 21 players, all the players who were at the lodge, you know, training. We told them to come over here. So we had 21 players here, you know, standby players, substitutes. So it was a difficult situation, to be honest. Are you able in any way to reflect positively on a season that at least sees you in Europe next season, if not in the competition you wanted to be? Yeah, that's the main target, that was the main target, and we are there, so that's what we said to the players, although they're very disappointed. I said we are in Europe and that was our main target, so it was a big step. Do you almost have to support Arsenal now in the Champions League final so that a win for them would have made your position academic anyway? Yeah, we always, you know, if an English team plays, and all credit to them, they won and we lost, so deserved the 4th spot. The only thing is we were there for 7 months, you know, above them, but they are a great squad, they play great football, and hopefully, because it's an English team, they will win. Excellent. Okay, thanks very much. No. Urma finala Champions League pe care Arsenal urmau să o joace și de asta era și întrebat de... Acum urmează povestea finalei lui Arsenal. Ok, echipa englezească, sperăm că o să câștige. Și cum a zis, am fost 7 luni deasupra lor, asta este merită locul 4, că deasupra noastră n-avem ce să comentăm. Acum, eu unul regret. Regretăm faptul că oamenii de la Tottenham sunt atât de eleganți și de gentleman și nu spun lucrurilor pe nume, că nici Martin Jol n-a spus lucrurilor pe nume, și anume faptul că de pe bancă, da, de pe bancă în timpul meciului zburau oamenii către budă, ăia din teren la fel au rupt ușile la pauză. A fost, cred că, o zi foarte grea pentru spălătoria clubului. În sprijinul ideii cu virusul ăla, nano, cum mai zis că norovirus, zice, virusul ăla, norovirusul ăla, ar putea fi doar cazul lui Michael Carrick, pentru că gurile rele spun că după acel episod Michael Carrick nu și-a mai revenit niciodată și că lui ar fi afectat nu doar aparatul digestiv, ci și hard discul și procesorul. Acum nu știm cum să interpretăm. Dar de ce că a forțat plecarea de la Tottenham la Man United? Nu, că a apărut după aceea că nu mai poate reveni la un nivel de inteligență acceptabil. Hai, mă, că totuși în anii în care s-a dus de la Tottenham la Man United, ați făcut treabă cu el acolo, n-a fost atât de mare problemă. Și apropo de ce ziceai tu acum, cu faptul că n-a avut nicio reacție, de fapt Federația Engleză și Corporația nu au acceptat amânarea meciului. De aici, bineînțeles că teoria conspirației s-a extins și s-a ajuns la o legătură pe care putem să o eliminăm din cauză, da, orice ipoteză trebuie totuși menționată și luată în calcul, au legătură între Arsène Wenger, post de participant la această conspirațiune, ca să nu zic direct de bucătar, și Alex Ferguson, care se știe avea o influență mare pe atunci la federație și la ligă, și asta probabil și datorită faptului că, cum se știe, Madame Ferguson, Lady Ferguson este vrăjitoare, spunem asta, bineînțeles, cu ghilivele de rigoare, și ca orice vrăjitoare este și pasionată de alchimie, înțelegeți. Aici s-a presupus că a fost au muncit mai mulți la toată chestiunea asta și de-aia au reușit să șteargă urmele. Noi, bineînțeles că nu susținem aceste ipoteze, doar le menționăm. Domnule, ideea este că așa a făcut coincidența, să vedem că o echipă este curățată cu o seară înainte de ultima etapă a sezonului, ultimul meci din sezon, care nici nu mai putea să fie amânat în vreun fel. Adică s-a întâmplat cum s-a întâmplat, v-am spus, lasă loc celor care iubesc teoriile conspirațiilor. Da? Dacă vă place teoria conspirației, aici puteți să vedeți tot felul de ușițe, găselnițe. Noi așa vrem să o și lăsăm. Credeți voi ce vreți. Cum n-a putut să... În fața justiției, pe cale oficială, nu s-a întâmplat nimic în regulă. Jucătorii au avut ghinion. Echipa a avut ghinion. Domnule, ce să vă facem dacă fix cu o zi înainte de meci ați pățit așa ceva? Pentru mine, v-am spus, mi-a oferit șansa de a deveni fan Tottenham Hotspur în sezonul imediat de după. Ăsta este tricoul care dovedește faptul că am devenit fan din momentul ăla. Trebuie să stau lângă echipa asta, n-are cum să n-ajungă în Champions League odată, și am suferit și eu vreo 4 ani, 4 sezoane în care am mai văzut echipa zbătându-se cum e. Dar este, episodul este dedicat și pentru tuturor cei care m-au întrebat de-a lungul celor 2 sezoane, 2 ani de când facem emisiunile, de când țin cu Tottenham Hotspur, din ziua asta, da? Din mai 2006. În sezonul următor, uite aici, 125 de ani de Tottenham Hotspur, ia uite aici scrie, da? 125 de ani înseamnă 2007, când am cumpărat tricoul din magazinul din Londra, e și numele meu aici pe spate, și tricoul ăsta mă arată fan ante Kirikeș, ca să spunem, da? Unii au auzit de Tottenham în momentul în care venea Kirikeș acolo în 2013. Eram acolo de multă vreme și sufeream cu ăștia, dar am trăit și momentele mișto. Când am ajuns în Champions League, după 4 ani după episodul ăsta, am trăit grupele Champions League, am trăit explozia lui Gareth Bale în Champions League, să nu uităm, traseul din Champions League cu Harry Redknapp, și mai apoi, sigur, cu Pochettino nu mai are rost să povestim ce mișto am trăit anii ăștia mai recenți. Unde se va duce Tottenham, ce vom face, o să vedem. Dar ăsta a fost un moment în care noul patronaj al lui Tottenham, Daniel Levy împreună cu ceilalți, au trebuit să trăiască ceva ce n-au crezut că vor vedea în fotbal. Dom'le, coincidență, necoincidență, după toate eforturile lor pe care le-au făcut în zile de după meci, ceva ne arată că ar fi vrut să pună coincidența departe de idee, adică n-au mers pe ideea că aici totul a fost nevinovat. N-au putut să dovedească ceva. Toate mijloacele oficiale pe care le-au apelat au arătat rezultate negative care să susțină vreo teorie împotriva lui Arsenal sau chiar împotriva hotelului la care au fost cazați. Dar legenda rămâne până astăzi, Lasagna Gate, deși unii n-au mâncat lasagna și au pățit-o, dar ideea este că au căzut cu toții secerați pentru ziua meciului. Mulți dintre cei care au fost în teren n-au fost oameni care trebuiau să intre pe un teren de fotbal în ziua aia. Bă, din câte am înțeles eu, deși nici aici nu s-a confirmat, nu s-a spus foarte clar, vreo 4 sau 5 din cei 10-12 care au avut de suferit mai mult sau mai puțin ar fi servit lasagna, care pe la noi se mai numește și musaca. Știți că paternitatea și o dispută turcii cu italienii. Turcii spun musaca și ăștia lasagna. Dar, cum ar zice deontologul, rămân totuși niște întrebări. Care a fost sursa infecției și de ce n-a fost descoperită ea? Ce legătură este între pasiunea lui Arsène Wenger pentru istorie, seriale, TV, asta e o întrebare pusă de noi, și gastronomie, ca orice cetățean francez, presupunem că este pasionat și de gastronomie. O fi alsacian, în Alsacia s-or mânca mai mulți cârnați, bănuiesc, habar n-am, dar totuși, orice cetățean francez este familiar cu știința nobilă, cu arta nobilă a gastronomiei, deci iarăși nu s-a răspuns nici la întrebarea asta. Care a fost implicarea familiei Ferguson, date fiind relațiile și conexiunile pe la federație și pe la ligă aici, cum spuneam, plătite cu pasiunea pentru științe oculte ale unei părți a familiei Fergusonu și ar mai fi câteva întrebări, dar acestea trei sunt, după mine, întrebările la care ar trebui să răspundem, să se găsească un răspuns când s-or desecretiza arhivele. Bănuim că răspunsul este pe undeva pe acolo, dar acum am zis, Arsenal fiind un club popular în anumite cercuri, știți cum e, sunt informații de siguranță națională. Oricum, răspunsul cel mai potrivit la aceste întrebări, cred că este, dar ce sunteți voi, bă, procurori? Nu. Este cel mai bun răspuns la toate întrebările. Fraților, vă mulțumim pentru faptul că ați fost cu noi. V-am spus, episodul ăsta nu trebuia să fie unul lung, pentru că redă un moment fix în istorie, redă povestea unei zile și nu avea de ce să construiască mai mult, eu știu, firul epic al poveștii, nu avea de ce să intrăm în foarte multe detalii, adică nimic din ceea ce se întâmplase în orele alea de pe timpul nopții nu era ceva drăguț de prezentat în detaliu, să zicem, da? Dar v-am prezentat declarații care au înconjurat acea zi a meciului, v-am prezentat și reacția de după meci a antrenorului, v-am prezentat inclusiv contextul pentru care Tottenham atingea ceva nemai atins în era Premier League. Erau atât de sus pentru prima oară în istoria echipei de la formarea competiției Premier League din anii 90. Și noi suntem în 2006 și Tottenham acum atinge cel mai înalt moment al prestației lor ca să vadă în ultima zi tăiat această șansă. Așa că v-am spus, sunt două motive. Iar este un moment în istorie, pentru că vedeți, inclusiv acum la emisiuni radio și inclusiv acum foști fotbaliști sunt încă întrebați despre acel moment din istorie, ceea ce îl face un moment marcant în istoria fotbalului englez în era Premier League. Și v-am spus, a doua parte este că mi oferă și mie șansa foarte ușoară să trimit orice întrebare spre acest episod pentru a se convinge cei care doresc să știe de când țin eu cu echipa Tottenham Hotspur din această zi, de la finalul acestui meci în care nu mi-a venit să cred ce a pățit echipa asta și m-am hotărât, eu aici o să fiu lângă ei, bă, nu există, cu ăștia o să țin, să vedem, n-or reuși niciodată. V-am spus, am reușit să mă bucur la câțiva ani, puțin după, n-am avut de suferit atât de mult cât au suferit alții din anii 90 până în 2000 și au stat vreo 20 de ani lângă echipă să vadă că realizează ceva notabil. Deci la tine practic lasagna a fost mijlocitorul dintre tine și clubul Tottenham Hotspur, deci s-a tras toată. Aceasta este o emisiune, după părerea mea, care ar trebui urmărit așa în grup, festiv, familie plus prieteni, la un grătar. La un grătar, absolut, cu mititei, cu ce mai puneți acolo pe grătar. Și eu pot spune că am confirmat una din vorbele care ne plac nouă, astea cu jumătățile de măsură pe care le spunem noi, domnule, într-adevăr, s-a pierdut locul 4, dar a câștigat un fan, Tottenham Hotspur. Adică a pierdut, dar a și câștigat. Corect. Așa trebuie să rămână. Vă mulțumim, fraților, pentru atenție. Asta a fost episodul pe care l-am dedicat acestui moment de istorie, scurt, cu declarații și cu acoperirea acestui moment. Vom pregăti și alte 3 episoade pe care vi le vom lansa aici pe canal în seriile de luni și vom pregăti astfel trecerea spre sezonul 2022-2023 sau, așa cum este cunoscut în România, sezonul Digi. Nu? Așa cred că o să-l cunoaștem sezonul ăsta în România, cred că așa o să-i spunem, nu? Că se mută drepturile sau o să-i spunem sezonul Prima? A? Nu ne-am gândit nici la asta, nu știm exact. Băi, dacă transmit... Să vedem cum va fi cu împărțeala, ce se va întâmpla, dar așteptăm cu interes și îngrijorare așezarea televizărilor în România pentru Premier League în sezonul 2022-2023. Până atunci ne mai delectăm cu câteva episoade de istorie și sigur ne pregătim încet să reluăm cu cât ne apropiem de noul sezon. Primele episoade pe care le vom face în sistem live vor fi în care vom vorbi și despre Fantasy Premier League, care evident trebuie făcut în preview, bineînțeles, nu episoade de analiză care se întâmplă după prima etapă vor predomina, ci prima oară când o să ne vedem live în acest sezon o să fie pentru un episod de Fantasy Premier League, făcând preview-ul sezonului și pregătindu-ne pentru ceea ce urmează să întâlnim în sezonul 3, fotbalengles.ro și 2022-2023 Premier League. Și în final un sfat sănătos, zic eu, ca să nu pățim ce a pățit Michael Carrick în acest episod, să nu uităm niciodată, să nu mâncăm pe stomacul gol. Corect! Numai bine, fraților, ne vedem la episodul următor. Salutare!